Marian Găloiu, în vizită la Biblioteca Municipală din Râmnicu Sărat, este unul dintre cronicarii Văii Râmnicului, cum îi spun eu, un om dedicat, aș putea spune, trup și suflet, pentru vechiul județ de la Curbura Carpatică, Râmnicu Sărat, un om care a scris despre Râmnicu Sărat și va mai scrie, un om care fotografiază ori de câte ori are prilejul, peisaje și oameni de pe această frumoasă vale subcarpatică. Cu ce ocazie la Râmnicu Sărat, Marian Găloiu? Bună ziua, Răzvan! La Râmnicu Sărat, cu ocazia unei expoziții de fotografie organizată de un coleg de-al meu, pe nume Răzvan, a fost o expoziție foarte frumoasă despre arta orientală, despre Iran, foarte frumoasă, lucruri foarte noi de aflat la expoziție și m-a mai fost și un prilej de evadare din cotidianul plicticos, zilnic, cu muncă, acasă, muncă și iar muncă. Să înțelegem că te pasionează fotografia? Da, fotografia mă pasionează nu de ieri de azi, ci pot spune de alaltă ieri, din vremea când eram elev, când mi-a picat primul aparat foto în mână și de atunci a rămas o pasiune, iar în ziua de azi îi dedic destul de mult timp acestei arte. Ai scris și publicat cel puțin două cărți, din câte mi-amintesc, despre Râmnicu Sărat, despre ținutul Râmnicului. De unde această pasiune pentru ținuturile natale, pentru județul de altă dată? Întotdeauna mi-a plăcut istoria, geografia și fotografia. Ce pot să zic despre fostul județ? Căutând și picându-mi în mână destule documente vechi, au început să-mi placă să scormonesc despre trecut și mai târziu chiar și să scriu despre. Despre arta scrisului, dacă pot spune așa, pot să fac o mărturisire acum. N-am mai făcut-o, nu scriam, dar decât ocazional, cu diverse prilejuri, câteva articole, până în momentul în care, datorită social media, am văzut un anume tip ce fotografia zona mea și scria despre zona mea natală. În acel moment, parcă m-am revoltat și am zis, cum vine altcineva din altă parte să scrie despre zona mea natală, dar eu nu pot să scriu. Și de atunci am început și eu să scriu și să fac poze până în ziua când ne-am și cunoscut și am rămas de peste 14 ani prieteni. Ce proiecte ai pentru 2024, Marian Găloiu? 2024 vine cu proiecte noi. Avem un plan cu Plaie Râmnicean sau un an almanah, ceva de genul, e în proiect, ne mai lipsește timpul, poate și finanțarea și să vedem, ar fi unul dintre planuri, alt proiect ar fi să mai străbatem Valea Râmnicului în toate zonele pe unde nu am fost, să descoperim noi locuri, noi povești despre acea zonă uitată de lume, dacă pot să spun așa, și de autorități. Și o ultimă întrebare. În cartea Pe plaiuri râmnicene vorbești de un blestem abătut asupra văii. Despre ce este vorba? Blestem abătut asupra văii? Referitor la căile de comunicație. Da, nimănui nu i-a păsat cam niciodată despre această vale. În ziua de azi, la fel nimănui nu-i pasă, căile de comunicație sunt foarte, să zic, sunt foarte nasoale, să zic, se circulă greu până în capăt și asta datorită faptului că Valea Râmnicului a aparținut de județul Râmnicu Sărat, iar în ziua de astăzi nici cei de la Buzău, nici cei de la Vrancea nu interesează această vale. Fiecare își vede de vechile lor teritorii și nu de valea fostului județ al Râmnicului Sărat.
E ca un blestem. Cineva spunea pe vremuri, ne trebuie un drum în munți. Încă nu-l avem. Da, e vorba de Octavian Moșescu. Crezi că vom scăpa pe parcursul vieților noastre de acest blestem, Marian Găloiu? Nu pot să zic dacă vom scăpa, mi-ar plăcea să scăpăm, dar sunt sceptic cu privire la acest lucru. Cu toate că promisiunile sunt multe și au fost în ultimii 30 de ani, nu s-a realizat mai nimic. Marian Găloiu, noi îți mulțumim pentru vizita de la Biblioteca Municipală din Râmnicu Sărat. Să precizăm că Marian Găloiu este din satul Găloiești, comuna Dumitrești, fostul județ Râmnicu Sărat. Nu putem decât să-ți dorim să fii sănătos, să-ți duci la îndeplinire proiectele. Și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru interviu și să sperăm că ne vom reîntâlni pe Valea Râmnicului.